Cei 22 de elevi implicați în proiect își fac împreună temele după orele de curs și participă la o serie de activități extrașcolare înainte de a merge acasă. Proiectul a fost îmbrățișat cu entuziasm chiar și de elevi care nu locuiesc în oraș și care fac zilnic naveta. Noi ne facem temele. Stăm la calculator o jumătate de oră, ne relaxăm, apoi facem activități. Ce activități? Facem, organizăm jocuri sportive, mai multe, nu pot să... Tu ești din Buzău sau...? Nu, sunt din Greceancă. Locuiești aici internat sau...? Nu, fac navetă. Plec la 6 de aici, am autobuz la 6 jumate. La ce oră te trezești dimineața? La 4 jumate. Venim la ora 2, de la 2 până la 2 jumate luăm masa, după aia de la 2 jumate până la 3 avem activități diferite, adică ne jucăm pe calculator, etc. După care învățăm. Da, faceți temele aici? Da, ne facem temele aici și după care facem diferite activități cu anumite persoane care vin, invitați. Pictăm, vorbim liber, comunicăm. Acțiunea de mecenat aparține firmei Högeness, iar unul dintre scopuri este orientarea profesională corespunzătoare a absolvenților. Scopul până la urmă este de a oferi ceva comunității în care activăm și să ajutăm la dezvoltarea elevilor și la cariera ulterioară a acestora. Nu este neapărat să lucreze în viitor la compania noastră, ci mai degrabă să fie apți pentru a ajuta la rândul lor comunitatea. Formatul programului a fost gândit special pentru elevii liceului Dimitrie Filipescu. Spre bucuria dascălilor, rezultatele elevilor înrolați în program s-au îmbunătățit substanțial într-un interval relativ scurt de timp. Ne-am gândit că este foarte bine ca acești copii să aibă asistență și consultanță de specialitate și pentru disciplinele pe care le fac la școală. Și atunci a apărut acest program între orele 14 și 18. Bineînțeles, copiii servesc masa înainte și spun servesc pentru că ei o servesc. Firma de catering nu mai aduce mâncarea și ei se autogospodăresc. Și pe lângă partea de lecții, pe lângă partea de asistență la lecții, au activități extracurriculare din foarte multe domenii. Inițiatorii speră ca odată cu succesele înregistrate să li se alăture și alți parteneri pentru derularea unor proiecte sociale similare.